Problema este, din punctul meu de vedere, că niște băsiști, cum ar spune în clasic, aici din dreapta, autentici după tată, domn președinte, și-au dat mâna cu alți băsiști, mai pricăziți, e adevărat, dar care, după principiul chior în țara orbilor, au devenit stăpâni pe partidul lui Orban și mai sunt și câțiva de lui Stolop acolo. Și au dat mâna, iarăși, cu oamenii lui Cioloș, zi și zero, zi și cu mințenia pământului. Iar asemenea cu mințenia pământului mi se pare un cuvânt absolut onorabil. Iar deasupra tuturor, ca într-un zbor așa deasupra unui cuib de cuci, stă domnul Iohannis, președintele României, care este de fapt autorul moral al acestei moțiuni. Toți vor să dărâme guvernul. Și au tot vrut să dărâme guvernul. Au tot vrut să ocupe cu forța o casă asupra căreia nu au niciun drept. Pentru că ei nu pot câștiga alegerile și atunci au încercat cu dosare, au încercat cu violență în stradă, au încercat cu minciuni și cu manipulare. Nu le-a ieșit. Abia acum utilizați, domnilor, în sfârșit un instrument democratic. Dar evident că nu o să vă iasă nici cu ăsta. Respect dreptul partidelor de opoziție de a depune o moțiune. Dar așa cum am spus, moțiunea de față este doar semnată de către PNL, PMP și USR, pentru că autorii ei sunt de fapt președintele Iohannis și sistemul care îi vrea în continuare la Cotroceni. Președintele Iohannis nu are dreptul constituțional de a se implica în disputele politice din Parlament și a susține dărâmarea guvernului, dar o face zilnic prin declarații și acțiuni. El nu are dreptul de a bloca nemotivat numirile miniștilor. Este un lucru pe care CCR îl tot repetă în deciziile luate, dar pe care președintele Iohannis se încăpățânează să nu le ia în considerare. În schimb, nu văd decât limbaj arogant și otrăvit, din păcate, care nu va aduce nicăieri și nu va aduce nicio soluție pentru România. Imaginea pe care o transmitem în acest moment în care dezbatem moțiunea înainte de preluarea președinției de către România a Consiliului Uniunii este o imagine de dezbinare și de haos, cu un președinte care sprijină o moțiune care ar putea să ducă la căderea guvernului care este responsabil de acțiunile pe care România trebuie să le desfășoare în imediata perioadă. Nimeni ce să mai înțeleagă. Nu cred că există altă țară europeană în care președintele și o parte din clasa politică să ignore cu atâta aroganță agenda și temele de interes pentru țara sa. Era un timp în care opoziția promova o moțiune și venea și cu soluții. Venea cu variante și venea eventual cu o alternativă la guvernare. Noul PNL și USR înțeleg politica în alt mod, în mod simplist și violent. Criză permanentă, sesizări și instigare la violență. La un moment dat, președintele Iohannis îndemna la o revoltă a vestelor galbene și în țara noastră, numai că în România am avut două astfel de revolte. Odată a fost împotriva guvernului PDL și în care USL-ul a câștigat de o manieră absolut categorică alegerile și altă dată a fost împotriva guvernului tehnocrat, guvernul Cioloș Zero, pe care dumneavoastră cei din nou PNL și grațiile din USR l-au susținut și au și participat efectiv la guvernare. Într-un mod mizerabil, acel guvern a venit la putere folosindu-se de drama unor oameni și în același mod se încearcă și astăzi să vină la putere, inventând alte drame, provocând, scoțând oamenii în stradă, prin minciună, tupeu și trădare. Textul acestei moțiuni este de multe ori grosolan și plin de invective, oameni buni. Nu pot însă să accept să fiu declarat în vreun fel complice al vreunui grup infracțional organizat de către indivizi care de ună zi erau părtași la devalizarea companiilor de stat românești și dădeau tunuri cu banii de la stat. Chiar dacă și-au schimbat numele, chiar dacă și-au schimbat partidele, toți cei care numărau găinile prin bătăturile oamenilor în timp ce protejau clientela politică, fac și semnează această moțiune. Nu pot accepta să fiu declarat complice al unui grup infracțional, de exemplu, de către doamna Turcan, care, să ne aducem aminte cum slăvea ea pe Kill Bill. Cine era Kill Bill, doamna Turcan? Era bine atunci. Atunci nu era corupție.
Nu pot să fiu acceptat de participare la grup infracțional de către cei care au probleme în a justifica cheltuielile din campaniile electorale, care au dosit bani, care, mă rog, sigur, obișnuiți cu Bitcoin-ul, probabil, au probleme a ne prezenta niște situații clare de unde și cum au fost folosiți banii.